Secretarul general al Organizației Județene Suceava a Partidului Democrat Liberal, deputatul Iambălan, consideră că guvernul Ponta trebuie să-și asume răspunderea pentru creșterea prețurilor și depășirea țintelor de inflație. El a arătat că sub actualul guvern au crescut toate prețurile în România, special cele la alimente, și că operațiunea întregirea salariilor pe jumătate la bugetari din luna iunie a fost deja înghițită de inflație. Sub guvernul Ponta, viața devine din ce în ce mai grea pentru omul obișnuit, subliniază deputatul Bălan, arătând că toate promisiunile Uniunii Social-Liberale din opoziție au picat testul guvernării, iar guvernarea USL nu a adus nimic pozitiv pentru românul simplu. Mai mult, i-a luat și din ceea ce avea. Inflația din acest an a depășit 5%, cu mult peste ținta de 3% stabilită de Banca Națională a României. Ce înseamnă acest lucru? Că banii pe care românii îi au în buzunar valorează din ce în ce mai puțin și cumpără din ce în ce mai puțin. Banca Națională Română nu poate face minuni atunci când trebuie să lucreze cu un guvern incompetent și irresponsabil, a completat secretarul general al Organizației Județene Suceava, APDL, deputatul Iambălan. El este convins că joaca de referendumul a prăbușit leul, iar lipsa măsurilor de reformă reală a dus la revenirea inflației. În opinia democrat-liberalului, oamenii obișnuiți au văzut cum s-au scumpit toate produsele alimentare de bază, cum au crescut prețurile la energie electrică și la combustibil, cum s-au anunțat reduceri de subvenții la încălzire și creșterea impozitelor și taxelor. Creșterea prețurilor reprezintă o măsură de austeritate practicată pe tăcute de guvernul Ponta, potrivit deputatului Balan, care dă cu o mână și ia înapoi cu două. Întregirea salariilor pentru bugetari din luna iunie a fost deja anulată de scumpirile din ultimele luni, iar majorarea salariilor din decembrie va avea aceeași soartă dacă Ponta și guvernul său rămân la putere, a conchis deputatul Ioan Bălan.